Băi, nu fiți PSD-iști, bă! Nu fiți PSD-iști! Cine mai vrea? Cine mai vrea? Cătălin Voicu! Maria! Mai avem și distinția academică Che Guevara pentru apărarea statului de drept. Cine a câștigat Che Guevara? Cine a mai câștigat CV-uri? Nimeni. Restul este doar farsă. Restul așa farsă. Nu vrei și un CV? Hai că dacă tot ați venit să nu ziceți că ați venit degeaba. Vă dați seama, cine pe noapte așa se pune și pe Sfântul. Păi eu am câștigat, am câștigat și asta. Cu Strigoia nu mai aveți? Mai mulți, așa că nu vreau să-i nominalizez, să nu se supere. Am și Strigoia, am și diploma, vedeți dumneavoastră. Dacă bine, mai bine veniți să-mi luați un interviu vis-a-vis. Vă mulțumesc mult! Am diploma de doctorat. Sunt mult mai de folos decât în România, decât adevărata diploma de master. Păi am făcut așa, o tombolă cu doctorate, masterate, premii academice și CV-uri inventate sau fantezise, să le spun. Ce diploma? Așa, așa, uite așa, unii politicieni își iau titlurile academice chiar ca la piață, chiar ca de la tarabe, între o varză, o ceapă și un doctorat sau o cercetare academică a unor politicieni, chiar nu prea e o diferență. Pe de altă parte, este și o manieră de a ironiza mita electorală de duminică, și anume tombolele organizate pentru stimularea participării. Este evident o mită, o formă de mită electorală pe față. Și noi am vrut să ironizăm aceste două aspecte, impostura intelectuală, impostura academică și mita electorală. E o latură, să zic, de tarabă, mai cu seamă dacă ne gândim la scandalurile din lumea politică, fac aici uneori niște zaclavagii care se ceagă. Ce-mi? Să spun, a strălucit universitatea asta pe plan internațional, evident, cu toate ghilimelele de rigoare. Ce anume? Nu, pentru că a zis că era și Che Guevara și apoi o mică joacă, dacă vreți, savantă, referință la Curțioma la parte și celebra lui Tarte, tehnica lui Vitorii de Stat. Era și un premiu că Curțioma la parte. Acceptați mai mult premii astăzi de la
sper că această, cum să spun, aceste tombole să devină un joc de societate în toată România. Pentru că merită să vedem de anumite forme de impostură intelectuală atât de, atât de răspândite în lumea noastră. Și-au luat diplomele și care încearcă să se angajeze nu doar în România, ci în oricare țară membru. Eu sper ca ordinea publică să fie restabilită și agresiunii pe care a pus-o la care mușele să-i reziste cetățenilor. Ăsta este motivul pentru care ne vom cere cetățenilor să nu se prezinte la vot, pentru că în acest moment asistăm la o agresiune la adresa Bruxelles, la adresa identității europene a cetățenilor. Și să ne gândim, mă repet, parte. Just one!